O altă placă de încărcare sau placă de control a încărcării unei baterii de acumulatoare auto este XHM601, la care chinezii se laudă că decuplează 220 direct la 14,8V. Vă explic cum se conectează și de unde o reglați la tensiunea la care doriți dumneavoastră să se facă încărcarea. 220. Un fir merge la transformator de la priză, merge la transformator și unul intră în acest punct, iese la transformator. Releul cuplează permanent asta în funcție de încărcarea bateriei. Aici jos se leagă voltmetru. Am legat un voltmetru ca să verificați cât e încărcată sau ca să verificați când reglați din astea două potențiometre cum să vă facă încărcarea. La astea, la alte două socluri, la soclul ăsta, firele se leagă atât bateria cât și ce iese de la puntea redresor. Eu am tras două fire de la baterie aici, cele două fire, și puntea redresoare le-am dus direct, le-am prins cu crocodile 2 pe baterie. Voi puteți să reglați de la astea două potențiometre încărcarea. Când i-a prins becul roșu, încarcă pentru o secundă, două sau mai mult. Eu vă fac o mică demonstrație. De exemplu, acum cuplează la, văd că, aproximație 13 și ceva volți și decuplează la 14 și 20. Jucându-vă la astea două potențiometre, o să le prind, puteți face, o să prind când filmez, nu pot prinde așa bine, să stea mai mult sau mai puțin aprins. Se modifică, bineînțeles, și tensiunea de la voltmetru. La ce e bun releul ăsta de încărcare, placa asta de control? Că decuplează 220-ul față de alte plăci care decuplează după puntea redresoare încărcarea la baterie. Puteți regla tensiunea de încărcare, decuplare și decuplare și de decuplare și cam asta e tot. O placă foarte ieftină care zic eu că e foarte bună în sensul că dacă cuplați direct un transformator cu punte redresoare pe bateria de acumulator, aia merge permanent cât timp îl țineți în priză. Dacă țineți 24 de ore, vă fierb bateria și o puteți arunca. Din coace, cu releul ăsta de încărcare electronic, placa de control a încărcării, puteți să decuplați tensiunea de 220 când au ajuns la o anumită tensiune bateria. Cam asta e tot. Mulțumesc!